Iată o poveste care te va ține cu sufletul la gură până la ultimul cuvânt. Te invităm să citești acest articol și să afli secretele vieții grele a celebrei cântărețe Matilda Pascal Cojocărița. Nu uita să urmărești și videoclipul pentru a auzi cuvintele însăși ale artistei. Matilda Pascal Cojocărița, talentată și admirată, nu a avut o viață ușoară, marcând-o, din păcate, și violența domestică. Așa cum a dezvăluit recent în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifaiu de la Canal D, artista a fost bătută de primul ei soț, cu care s-a căsătorit la doar 21 de ani. Dar nu îl uită, nu îl blesteamă, ci îi poartă respect. De ce? Pentru că datorită lui a primit cel mai frumos dar din lume, fiul lor, Alin. Ce oare se ascunde în spatele acestei povești pline de durere și iubire, unde nu totul e alb sau negru? Deși Matilda Pascal Cojocărița și Jean au trăit momente frumoase în prima parte a căsniciei, totul s-a schimbat când acesta a început să recurgă la violență. O violență pe care artista nu o merită, deoarece, după cum a mărturisit, a fost mereu corectă și respectuoasă cu el, dar să nu uităm că poveștile de viață au și părți luminoase. În ciuda acestor momente grele, legătura dintre Matilda și fiul ei, Alin, este una specială și unică. Învățat de la mama sa să fie serios, perseverent și să iubească oamenii, Alin este astăzi un muzician talentat, absolvent al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Însă Matilda Pascal Cojocărița are și regrete. Artista își reproșează că nu i-a putut oferi fiului său toată dragostea pe care o simțea, fiind nevoită să o facă doar telefonic, din cauza carierei sale. Dar nu ești curios să afli ce spune fiul ei, Alin, despre toate acestea? Alin Pascal a mărturisit că relația dintre el și mama lui este una specială, învățând foarte multe lucruri de la ea. Deși a fost crescut în mare parte prin telefon, el a învățat de la mama lui să fie un om serios, să nu mintă și să iubească oamenii care îi sunt alături. Citește mai multe detalii surprinzătoare și emoționante despre viața Matildei Pascal Cojocărița și nu uita să urmărești videoclipul pentru a auzi povestea direct de la sursă. Până atunci, îți oferim o mică incursiune în sufletul artistei. Se pare că, în ciuda exteriorului puternic pe care îl afișează, Matilda Pascal Cojocărița a trecut prin clipe grele, în care suferea în tăcere. Primul ei soț, Jean, era un om introvertit, care uneori își exterioriza frustrările prin violență. Cu toate acestea, cântăreața a ales să îl respecte, pentru că, în ciuda acestor momente negre, i-a dăruit cel mai frumos cadou din lume, fiul lor Alin. Oare ce lecții de viață putem învăța din această poveste, care ne ține în suspans și ne face să ne întrebăm ce se ascunde în spatele zâmbetului și succesului unui artist? Matilda Pascal Cojocărița ne arată că, în ciuda greutăților, iubirea și respectul față de cei dragi pot face diferența.